omoplatul pe care mă voi baza în seara aceasta când se anunță marea finală a concursului. Vreau să fiu mare! Joia! Joia trecută am reușit o performanță ieșită din comun. Era un băiețel cu care m-am înțeles foarte bine în culise, iar la final, când l-am luat aici în cârcă, s-a apucat să plângă și a zis: "Da, nu-i mami!" Însă, din cei 12 semifinaliști care ne-au încântat cu dansuri, cu cântece și cu cele mai tari promisiuni electorale, vor rămâne doar 6. Toți candidații au acumulat mii, zeci, sute de voturi, însă Adelina o să facă lumină. Paradoxal. Să vedem din 12 care sunt cei 50% care merg în marea finală de azi. Unde ești? Hai aici. Mulțumesc, Monicu, că mă oferi această bucurie. Trebuie spus că din cei 12 finaliști au rămas doar 6. Să vedem în acest moment. O avem pe Antonia cu 958 aplauze. Și Meda știu, Danca, nu știu. 834. Următorii doi. Vine Tudor Jalbă cu 746 de puncte, în timp ce Laura are 693. Ultimii doi, dar nu cei din urmă. Cei din urmă vor fi cei din tâi întotdeauna. Andreea cu 671, iar Alexia 621. Aplauze! Micu, dragule? Adelina, ești atât de sexy când copiilor. Spui cu... Ești foarte sexy. Mulțumesc mult! Ați terminat acolo? Da, da. Oradea să fie cu ochii pe noi. Vlăduț, fii atent, Vlăduț. Acum o să intre mai mulți competitori. Marea finală, gândește-te la meciul bute, froc. Te uiți la box, la sport, te uiți? Fotbal, mă uit cu ciudată cu tata. Box, când găsești la canale, numai la le vreau. Lupte. Atei se bat între ei? Unii. Cine dă mai tare, mami sau tati? Amândoi pe mine. Un învingător în platou, Tonic Show, Vlăduț. Singurul băiat care a reușit să intre în marea finală a concursului Vreau să fiu mare. Bărbați de pretutindeni, uniți-vă, altfel vom fi dominați. O să ieșim din tabloul genetic. Să urmărim însă mesajul electoral al lui Tudor Jalbă. Tudor Jalbă. Vreau să fiu primar. Vreau o țară ca afară, să nu mă tragă nimeni pe sfară. Vreau o capitală goală. Pacea sa se mai spală. Vreau să fiu eu președinte, să încal, să arunc cu cuvinte. Buzunarele să nu doară. Vreau o țară ca afară. Vreau o școală ca afară. Vreau soșele ca afară. Vreau spitale ca afară. Vă spun pentru ultima oară. Asta cum a fost aici? Asta cum s-a făcut? De unde s-a filmat? Nu indirect asta, știi? Să filmează, să... A fost filmată. Și acum am dat materialul înregistrat, știi? Aha. Ca și când face mami dimineața sandwich-ul, dar tu nu-l mănânci dimineața, îl mănânci la... Tu ai sandwich-ul la școală? Sau da. Vă... Cu ce? Dar nu-mi pun sandwich, că îmi pune altceva. Ce spui? Nu, mă, sandwich are tot fel de chestii. Cuie?
Fructe? Uneori. Iaurt? Uneori. Bine. Alte ori, să invităm pe primul finalist, Tudor Jalbă! Tudor, Vlad? Bă. Luați loc. Hai să stau eu aici, că vi zbate la vreme. Popcorn aveți? Nu! Ce faci, ticule? Te-ai aranjat, mi-a plăcut mesajul. Tu tot timpul vrei o țară ca afară? De ce vrei o țară ca afară? Nu, afară cântecul. Cine cântă cântecul ăsta, mă, Tudor? Băi, primare, vorbește microfon și te uiți la cameră. Vank e toată trupa. Toată trupa, Vank. Îți place și altă trupă sau numai Vank? Vank. Cum te simți acum? Nu știu, mai îmi place o trupă, dar nu știu. Auzi, dacă o să ieși primar la Cluj, ce trupe o să chemi în concert? De ce, dar nu dar ăștia de la Vank. Mai știu și altele, dar alea nu știu. Dar zi un cântec și găsim trupa. O să-l zic tot ăla de la ăla pleacă. Tot de la Vancă și ăsta, numai că îl cântă cu fata aia frumoasă, Antonia, știi? Da. Antonia, dar eu sunt un băiat. Primare. Eu sunt un băiat. Și un băiat. Altfel, ești pregătit să... Zi acum. Ce să zic? Am uitat. Păi nu trebuie să uiți, trebuie să răspunzi la ce te întreb eu, că s-aude oricum, ești pregătit de primărie. Da. Adică ce o să faci dacă o să câștigi Clujul? Că te-am mai întrebat, dar de fiecare dată ai răspuns altfel. De data asta zis sincer și serios. Complet miance. Ce să fac în Cluj? În Cluj, pentru clujeni, pentru români, pentru toate populațiile, toate naționalitățile, tot. Ce să facă pentru noi în Cluj, nu? Păi să modifice traficul, să nu mai fie atâta. Da, să nu mai fie. A, totuși, ce să fac eu cu buretele ăsta? Unde să duc? De la aici, pe cine. Da, joacă-te cu asta, fă ceva. Zi. Ce o să faci dacă ajungi primar? Îți fac? De ce mi-ai luat firma? Să fii mai atent la ce te întrebăm. Zi. Deja ai obosit de perspectiva primăriei. Zi, Tudor. Ce facem la primărie dacă ajungem șefii Clujului? Îți fac un parc subacvatic. Un parc subac! Să termină bateriile. E gata bateria. 2-10, cărăbușul, coropișnița se aude. Te-ai bucurat că ai ajuns din semifinală în finală, că totuși ai trecut. Da. Da? Hă? Da. Cum ai sărbătorit? Că de obicei la chestii de astea se lasă cu... Știu. Cu știu. Ai băut o șampanie de aia, baby șampanie. Nu. Tu bei în timpul liber. Eu beau pălinc, adică bere. Beau bere. Suntem minori. Nu, că e primar bun, o să fie primar bun. Bea bere. Beau bere. Fără alcool. Cu alcool. Adică și fără alcool și... Mai multe fără alcool. Mai multe cu alcool. Beri bucești. Dacă ai să-i pui o întrebare viitorului primar posibil. Adică o glumă. Să-mi spui. Vrei? Ascultă. Întrebarea este: ce ai face tu dacă ai fi primar și toate băncile ți-ar consuma banii? Asta ce mai? Are o prostie. Asta nu există. Deja are apucături de Sorin Oprescu, imediat. Nu! No!
Doamnelor și domnilor, a fost viitorul posibil primar al Clujului, radicalul Tudor Jalbă, primul din cei 6 finaliști și singurul băiat. O să vină numai fete. Greu să vină. Prima domnișoare care... Fetele au cucerit lumea. Fetele au cucerit lumea. Fetele, da. Ba, nu au cucerit. Băieți au cucerit. Care nu mai există? Întotdeauna. Care au murit de mult, de 200 de ani. Adică nu mai știu. Păi în ultima parte... Este frumoasă, inteligentă, deșteaptă și cântă frumos. S-o recunoaștem pe Laura. Mai aveți? Dragan! Laura! Bună ziua, mă numesc Laura Dragan. Dacă mă votați, vă voi face Clujul mai curat. Votați Partidul Mișcarea Copiilor. Vă rog, votați-mă. Măcar tu calmă, bine? Vlad, tu ești șeful. A, sunt în direct. Laura Dragan! Simpa? Frumi? Drăgu? Laura, ce mai faci? Bine. Bine? Foarte bine? Da. Ai ajuns în finală. Te așteptai la acest mare moment, finala care te poate face șefa Clujului. Bine că o să mergi și la Disneyland cu părinții partea a doua, dar cred că ți-ai cristalizat programul de conducere. O? Da. Da? Ți-ai băgat toate neamurile în primărie, toți ești acolo la ghișee, șefi, peste... Nu. Nu? Numai tu o să fii. Da. Da? Ce-ți mai face? Cum cântai cântecul ăla? Cum era de la cântat ultima dată? Care? Ăla de la cântat în direct. Cum suna? De-ar veni primăvara. O veni primăvara? Da. O înverzi pajiștea? Da. Te-ai dus cu bădița la suc sau unde? Da. Ce face prietenul? N-am prieten. E singură. Ce ciudat. Mai ales, poate, ai un iubit? Nu. Nu, n-am. Atunci cum se face când ai nici prieten, nici iubit? Așa e, când vrei să ajungi la primărie, trebuie să fii de unul singur, trebuie să fii așa, călărețul singuratic, știi? Da, te bagi în seamă numai pe tine. Da, tu ai prietena. Da. La începutul emisiunii mi-a zis că n-ai, dar cred că acum, după jumătate de oră, o să fie o grămadă de fete care o să te asalteze. Am amintit numai. Că ai am amintit, am una. Una? Una? Da. Cum o cheamă, Ioana sau? Irina. Mărincuri. Laura, un ultim cuvânt din postura de aproape primărița Clujului. Un ultim mesaj, zi ceva, ca să aveți covăsâți. Nu știu. La întrebarea, va fi rău pentru clujeni după ce o să fie Laura la primărie? Răspunsul este, nu știu. O să se întrebe lumea. O să fie înzăpezit, nu o să fie dezăpezit. Și ea o să iasă în balcon la primărie și o să cânte. Nu vă speriați că o să vină primăvara. La 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 la. Care topește zăpa? Nu. 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 Ai venit, bă, cuvântul ăsta sau de când există zăpa, nu? E campanie, n-avem voie să vorbim de boci, săcuci, mulțumim frumos. Succes în următoarea etapă. Mulțumesc. Te-ai simțit bine aici da. La Tonic Show? Ți-a plăcut? Da. Foarte frumos ești aranjată și azi asortată. Și noi invităm în platou pe cea de-a treia posibilă primăriță. Mesajul ei al acestei buturugi mici care răstoarnă orice car mare, Antonia Bărbuță, s-o vedem.
tine votați Antonia, Partidul Ștrengărițelor Crețe. Mă numesc Bărbuța Antonia Gabriela. Creța. Regele insistă să fac poate cu ea. Da? Acum am ajuns la o concluzie cu Vlad. Nici eu, nici el nu ne credem că suntem băieți esteți, dar ne place părul. Părul. Creț. Antonia Bărbuță. Mulțumesc mult, Antonia. Love story, asta e din love story. Asta e mai mare cursă. Eu am 31 de ani și tot așa fug și... Antonia, hai, stai jos aici. Dar numai chestia că după tine nu fuge nimeni. Antonia, bine ai venit. Partidul Ștrengărițelor... Partidul Ștrengărițelor Crețe. Ai ajuns. Ai ajuns în finală. Ai demolat 6 adversari. Ești... E foarte aproape de primărie. Tu stai departe de primărie. Tu unde stai, de obicei? Eu stau în Florești. Florești. Și tu? În Zorilor. A, ce din sus? Zorilor. Florești, Zorilor, nu-i departe. Cum ai reușit să strângi 900, peste 950 de voturi? Cum ai reușit asta, Antonia? Mami, l-a trimis la prietenii ei și la colegii ei să mă voteze. Cum o trimis? O scris scrisori și o pus în plic? Le-o trimis prin poștă cu aviz de primire? Nu, pe calculator. Că și mea, și eu le-am scris la câțiva prieteni de-a mei. Eu singură. Păi ce? Pe calculator. Și de atât ai stat la calculator, vă rog să observați. Da? Ce ai pățit? Am căzut cu bicicleta. Ai văzut ce Uite, arată-i, te rog, și lui Vlad cum ești la mână. Ce recomanzi ca să-i treacă? Să fii mai atent, nu ca mine cum mi-am belit piciorul. Voi ăștia, mai... haideți mai aproape, ieșiți undeva, să n-am auziți. Îl zic mâine. Știți cum zice instructorul de șofer? Nu belești ochii, ești... Da, Antonia. Ți se bagă în... Ha? Fă așa, Ani. Fă așa. No, că iar avem material de promo. Acum, cum e? Sunt buni ăștia, dar n-am ventilație, mă. Stai jos. Antonia, ultimul cuvânt. Înaintea de a intra, știi cum o să intri tu pe ușă și o să vezi că acolo o să scrie aici nu se dă mită și o să zici aici nu se dă mită o lecuță, eu sunt Antonia Bărbuță. Zici ceva. Eu știi cum le-am voturi la... Eu le-am scris la câțiva prieteni. Cum le-ai scris la prieteni? Cum i-ai convins să te voteze pe internet? Votați Antonia pe Transilvania Luc. Ce zici? Da, scurt și cuprinzător, cum mi se șoptește în cască. Acum, să nu credeți că eu știu toate cuvintele de la mine, este un robot. Multă lume, tot citesc de până dicționare, de până...
telenovele, ce să zic eu aici? Ești mulțumit de promisiunile făcute de domnișoară, adică niciuna? O vezi, primărița Clujului? Aba n-am. Nu uite la proba care o face. Dacă nu face nimic degeaba, e primăriță. Deci numai că... Cu numele. Ia banii și... Deci numai că e copila lui... primar. Antonia, i-ai găsit un post în primărie prietenului? Nu știu. Încă nu m-am gândit. Să-ți parcheze bicicleta, să nu te mai lovești, să... Țighi, țighi, lugu, lugu. Să-mi spună pe unde să mă duc. Vezi, asta zic toate fetele. Arată-mi drumul. Arată-mi calea. Bă, și nu le-ai arătat bine drumul. Contrazi-mă, Marius. Și zic, m-ai băgat în groapă. Hai! Cum zicea în monolog. Da, ce mai urmează? Urmează să-i mulțumim Antoniei. Ți-a plăcut aici? Da. Acum nu poți să zici că nu ți-a plăcut. Mie sincer, ce-ți fac colegele? Foarte mult mi-au plăcut colegele cu care ai dansat. Cum sunt? Fac bine, numai că trebuie să ne adunăm. Poți să-mi dai ID-ul de mes la... La ce? La dansatoarele tale. Nu. Mulțumesc, Antonia, cred că... Cred că o să faci mult bine clujenilor, mai puțin mie. În continuare. Mai zici ceva? Vrei să mă îngrop definitiv? Urmează. Aici, în platou, o potențială primăriță, pe numele său frumos, Meda... Tu vezi ce scrie până acolo? Meda Crișan. Mesdames et messieurs. Meda Crișan. Meda Crișan. În campanie v-am promis că o să fac concerte lunare pe Cluj Arena, un turnefel mai mic. Și în loc de apă, să nu iasă apă din fântânile arteziane. Și ciocolată, bineînțeles. Dar acum vă spun că v-am mințit. Nu vă pot promite că o să le fac, dar vă pot promite că am să încerc să le fac. Sunt Meda Crișan și chiar vreau să fiu primar. Nu, că îți spun eu, sunt dificile fetele, mă. Nu ți se pare ziua de azi? Nu? Cam da. Mă, te lași de la tine, mă, le înțelegi, le accepti. Și ele ce fac până la urmă? Să fac de mâncare când vii acasă. Bine ar fi. Să vină la noi acasă în platou. Meda! Crișan! Stai tu lângă ea, că ultima dată m-a ia loc. Ce vrei să mai fac azi? Cum să mai stau? Vrei să mă bați iară? Nu? Ia microfonul, nu te auzi. Ciao. Ciao. Deci dacă nu ești îmbrăcat înalt, nu mă bați, așa-i? Bața. Stai tu în mijloc. N-am alb. Du-te mai încolo, că mi-e frică de ea. Nu, no, las, că mie nu mi-e frică. Că te-am zis că am făcut și o lecții de... De? Taekwondo. Stai aici, dacă dă, să fii pe fază. Auzi? Aud. Cum e aia cu Cluj Arena? O să faci concerturi? Ce, uh-huh. Ce o să aduci să concertezi acum? Păi mă gândeam să aduc
AC/DC. Auzi, mă, cine are? AC/DC, formația mea preferată. Yeah! Dragoste la prima vedere. Câți ani ai, Neda? Hei. 9. 9, 7. Tata are 70, ma... E ok dacă... Mă faci de 90 de ani? Nu. Ziceam că și între mama și tata e diferență de vârstă și uite ce copil frumos a făcut. Ai grijă că poate începe să îți... Să mă bată? Da. Da. Deci să nu mai ai atac, așa-i? Da. Uite, mă, la 7 ani cum știe să se comporte cu femeile. Mai întreabă tu că... Ce o să facă pentru Cluj? Ce o să faci pentru Cluj? Păi... Dacă ești primăriță. La Cluj. Ce ziceai, vrea un Disneyland? Primăriță. La Cluj. O să faci un... Un Disneyland, ce ați vrea? Ce înseamnă să faci Disneyland? Aș vrea să fac Disney cu Mickey Mouse, cu Minnie Mouse, cu Donald Duck, Rățoiul, cu Răzvan Rotiș, cu toate animalele frumoase din desenele animate. Și cu Goofy! Da, și cu mine, ok. Și cu mine. Din păcate, tu ești unic. Mai zi, Fred. Mai zi către cameră să se prindă cine trebuie. El... Zi, Nicule, tu ești unic, baga asta. El e Nicu și e unic. Mulțumesc! Ești încrezătoare în reușită? 100%. 100%. Ai rămas între cei 6. Între cei 5. 6. A, vedeți? Câți ani ai? 9 ani? Sunt 6 candidați, din care unul e băiat și au zis a, păi ăsta nici nu-l pun la număr, eu mă bag cu... Bine, bani. Ok, îți dorim succes. Dacă vrei să mai zici o frază pentru ce mai faci uscat tot în Borhangi? Da. Îl mai vezi din când în când pe eu nu? Nu-l vezi? Nu-l văd. Îl aud în casă. E bine, e ok, da? E poate okay. Îi dai o funcție la primărie, ceva, pompier, ceva. El e mai stresat, așa. Mulțumim frumos. Cu plăcere. A, și mai am o funcție de dat. O funcție de dat. Mai ai o funcție de dat? Pe el îl fac agent de pază. Noi cam puțin. La pregătirea ta, la școala ta, la etatea ta. Agent de pază. Să te pună măcar acolo unde să dau avizele pentru construcții. Nu, că Doamne ferește, nu. Nu, mai bine de pază. De pază. Tu vrei să te angajezi vreodată? Ce meserie vrei să ai când ești mare? Nu m-am decis încă. Nu m-am decis încă. Noi ne-am decis, avem 6 concurenți, 4 au intrat în platou. Urmează cea de-a cincea. Cu Alexia de vei vota, o sirenă în zvonda. Vei avea un Cluj curat cu prințese decorat. Harnică și ascultătoare, frumoasă și iubitoare, iar la Tonic va fi mare. Votează acum Alexia Suciu, sinceritatea-i cu mine. Iau buretele. Ce faci? Buretele le iei? Da. Și ce faci cu el? Până aici o să nu se vadă. Da. Dacă vine că nu contează. Domnișoara Suciu! Alo! Acum tu stai lângă fete. Stai. Ceau. Salut. Ce faci? Bine. Vă rog, aplauze, cameră. Stil. Știi ce o să faci tu dacă ești primăriță? Spun eu, știu că tu ai alte planuri. O să revoluționezi hainele în Cluj. O să fii o Cătălina Suciu botezat-o a Clujului. O să mă mai gândesc. Cum te-a marcat experiența Tonic Show?
foarte frumos. Nicu, tu știi un cântecel? Un? Un cântecel. Da. Zi-mi-l. Să-ți cânt un cântecel? Da. Ce să-i cânt? Zi ceva să-i cânt. Păi eu nu cunosc. Zici un cântec. Stai un pic. Vrei să-ți cânt un cântec? Asta? Da. Da, auzi, eu scând cântecul și dacă îți place, îmi dai și mie un post la primărie acolo, fagotist, flautist, ceva, să cânt dimineața, imnul, să... A? Da. Bun. Nicu. Gata, mamă, cu ferul, că o vinit primarul. Și primarul cheamă Suciu, ai, lai, la, lai, la. Și impozitie-s de Ciuciu, șai, lai, la. Pe primarul cheamă Suciu, ai, lai, la. 10! Și impozitie-s Ciuciu, șai, lai. Bine, Nicu! Mulțumesc trupei, mulțumesc părinților, mulțumesc Adelinei, muza mea. Venus din, din Milo, Mariu Saciu, textierul number one. Formații superbe. Rotiș, observați forma ana... Mai slăbește, mă, nenorocitule. Am crezut că e de stomatolog. Ți-a plăcut cum am cântat? Da. Mai știu și una. Cânt-o. Tu ai probleme. Podul de piatră s-a dărâmat. Eram doi copii și aveam o portocală. Soarele era și el. Nu-i frumoasă? Am atâta energie pentru milion de ani. On a telefon, fon, fon. M-a ajuns să scot un CD cu muzică, dacă ajungi primăriță. Da. Votați! Dar și Terescu! Mulțumim doamnișoarei Suciu, care va conduce Clujul cu maximă... O să fie un cântec total. Vă dați seama că nu o să se mai audă acolo la gară. Ta-ra-ra-ra-ra. O să fiu eu. Nu mai e mult până mai e puțin. S-o cunoaștem din declarațiile din Croma pe ultima, cea de-a șasea, dar nu cea din urmă. Andreea. Eu, Andreea, mă numesc și clujenii mă iubesc că-s deșteaptă și arăt bine. Hai și tu de ești clujan sau vreun pui de ardelean la tonic să mă votez ca să mă mai vezi. Votează Andreea Suciu, o primăriță hotărâtă pentru un Cluj mai curat. Suntem ok? Ție ce ți se zice în cască? Câte minute mai avem? Doamnelor și domnilor, Andreea! Andreea, hai în platou! Hai! Ciao. Stai aici. Zi salut, Vlad. Salut. 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 Vorbiți ceva între voi, așa. Faceți o conversație, că eu... Eu nu mă bag. Nici eu. Cred că gestul a fost sugestiv. Eu nu mă bag că mi-s băgați, gata. Lasă-mă bretelele jos, mă. Fii atent de aici. Dă-le mai jos, mă. Dă-le mai jos, că după aia o săptămână zici că ai mâncat orez. Fii atent.
acum un pic de... Nu intra aerul pe aici, așa, nu intra. A, foarte bine, foarte bine. Bun, acum cum ești? Mai bine. Mai bine, hai. Și eu sunt curcăresc, dar păi cu doi aici. Ce faci, cum ești? Pălăriuță, pălăriuță, roz, roz. Pantalon cu talie joasă. Să vină Ibița la Tonic în platou! La Tonic! Am eu, finalistă, viitoare primăriță. Atât, ați mai trebuie până la primărie. O să câștigi, o să... Ești mândră de tine? Da. În ce momente ale vieții ai mai fost mândră de tine? Întotdeauna. Ce zodie ești? Balanță. Da. Da. Mai zi ceva celor care o să te voteze și în ultimul tur. Fă-le promisiuni electorale, găleți, pâini, vorbește, mă, pixuri. Las-o pe mami, că mami... Eu o să promit că nu o să vă mint. Da. Tu minți? Ai mințit vreodată? Zic că nu se uită nimeni la noi, numai Bucureștiu. Noroc ori scos Antena 2 din grilă și Transilvania, loc! Sunați-vă, mătușile, verișorii, unchii, sănătate, prietenii de pe Facebook din București. Alo, capitala! De la voi se dă ora exactă! Și pe voi vă normalizez! Auzi, urmează un moment mai deosebit acum. Ai zis că o să-mi zici o ghicitoare la un moment dat și eu ard de nerăbdare să o știu. Deci, Nicu, să zic ghicitoarea. Stai un pic să fiu mai inteligent. Guapo. E lungă, actorii se relaxează la ea și toată lumea are emoții după ea. E lungă. Actorii se relaxează la ea. Toată lumea are emoții după... Nu știu. Tu știi? Adelina? Mm-mm. Roti și intelectualul trupei? Yeah. Domnul Miss? Nimic? Zi tu. Publicitate! Publicitate!